La Cercul Militar din Roman a început cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru pentru Amatori Dan Alecsandrescu, la care anul acesta participă trupe de actori amatori din întreaga țară. În prima zi a festivalului, în deschidere, pe scenă a urcat trupa gazdă, care a interpretat capodopera lui Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă. Tu mai stai, Zițu? Nu, mă, și eu trebuie să fie târziu. Coana! Coana, până acum l-am așteptat. L-am căutat și pe Ulță, și pe Maidan. Bine că e. Bine, tu zici că era, da? Dar nu știam dacă m-a trimis jupul la tutungerie. Bine. E, atunci, bonsoara, levasată. Urcă-te și mata, dacă zici că ținul nu mai lucra. E, lasă, Pieră. Mai bine ar fi să mor. Vai de mine, ce vorbe sunt astea? Ce te rog de tot să trimis să caute pe mine? Așa, ești nebună, nu vezi că glumesc? Mă dă la capul, nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare. M-a dat și pe asta. Cum mă încurca, întrege. Ei, atunci ale voa, bonsoir. Am să nu uit, mă, ne ne vedem, știi că-i sărbătoare. Să ne legăm de nenea, să ne ducă la Iunion. La Iunion? Da. Nu, Zizo. Nu mai merg la Iunion. Dar de ce? Pentru că nu înțeleg comedii de-alea. Bună seara. Bună seara, doctor. Eu vă las. Reparați-l bine, domnule doctor. Are o cină importantă în seara asta. Cristin, te rog. O cină de proști. Cunoașteți termenul? Cristin, încetează-te. Fiecare invită cel mai imbecil tip pe care îl cunoaște ca să-și bată joc de el. Cristin, oprește-te. Organizatorii sunt încântați de faptul că participarea la cea de-a doua ediție este mult mai numeroasă ca anul anterior. Am deschis Festivalul de Teatru Dan Alecsandrescu, ediția a doua. Ne bucurăm că acest festival a avut un impact puternic anul trecut și ne aflăm la a doua ediție cu o participare mult mai numeroasă decât cea de anul trecut. Joi, 12 mai, după deschidere, trupa de teatru Dan Alecsandrescu a pus în scenă piesa O noapte furtunoasă, iar de la ora 19, colegii noștri din Mediaș au interpretat piesa din Eu cu proști după Thomas Weber. Astăzi, vineri, avem mai multe reprezentații la ora 17. Teatrul din Lugoj va pune în scenă piesa pentru copii Pinocchio, iar de la ora 18 și 15 minute cei din Mecidia vor interpreta Regele Lir în Noaptea Revelionului, o interpretare după Tudor Popescu. Și în cea de-a doua zi de festival, pe scenă au urcat trupe de actori amatori care și-au câștigat recunoașterea interpretativă la competițiile de gen, smulgând spectatorilor aplauze la scenă deschisă. Urmând ca sâmbătă, în ultima zi de festival, cu începere de la ora 11, colegii noștri de la teatrul din Caracal să interpreteze tot piesa pentru copii Ceasul fermecat, fiind sâmbătă dimineața, așteptăm mulți copilași la teatru. De la ora 17, colegii noștri de la teatrul Reduta din Brașov vor interpreta o piesă după Cornel Udrea, interpretată în cursul zilei de azi noapte. Urmând ca la ora 18 și 15, colegii de la Teatrul din Fălticeni să interpreteze o piesă care este o adaptare după Anton Pan despre amor, omor și umor. Cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru de Amatori Dan Alecsandrescu se va încheia sâmbătă 14 mai la orele 19:30 cu decernarea de către organizatori a unor diplome de participare. Romașcanii sunt așteptați în număr cât mai mare la aceste reprezentații, la care intrarea este gratuită. Anul acesta proiectul este sprijinit financiar de către Consiliul Județean Neamț, care a asigurat fonduri pentru masa și cazarea trupelor invitate să evolueze pe scena Cercului Militar.